La Centrul pentru Educație Inclusivă sunt tineri cu vârste cuprinse între 14 și 27 de ani. Sunt din Constanța, iar pentru ei lumea noastră este o necunoscută. Majoritatea au fost diagnosticați cu autism. Fac terapie prin stimulare senzorială, hipoterapie, iar de acum vor începe și terapia prin gătit. Este vorba de un laborator în care copiii, tinerii cu cerințe educative speciale vor desfășura activități de instruire practică, activități prin care își perfecționează și capătă și își perfecționează abilități de muncă independentă, abilități care îi vor ajuta cu siguranță în integrarea socioprofesională. Aici noi încercăm să devină autonom profesional, să dobândesc și își formează deprinderi pentru anumite produse pe care noi putem să integrăm pe piața muncii. Dorim, în final, ca societatea să integreze cu competențele pe care, iată, și le pot dobândi aici, în acest atelier, în acest mediu de dobândire a competențelor pentru meserii, pentru cofetar, patiser. Pentru ca terapia să fie cât mai simplă, a fost instalat și un ecran unde, în timpul cursurilor, vor fi difuzate filme cu rețete. Noi arătăm și merg pe identificare și totodată pe imitație. Profesorii o să facă o oră, o să filmeze o oră, exact cum o fac o prăjitură, iar ei preiau după ce li se spune acum turnăm făina, acum punem ouăle, deci pentru cei care sunt într-adevăr severi. Chirița Cioti este mama unui tânăr care studiază la centru de 8 ani. Băiatul ei este surdomut și suferă și de deficiență mentală. Aici a găsit o familie. Sunt extrem de mulțumită, pentru că am văzut progrese uriașe în evoluția băiatului meu. O socializare care a depășit imaginația mea. N-are niciun trac când vine la școală aici să fie speriat de ceilalți colegi, toți îl salută, toți îl iubesc, e o atmosferă ca la carte. La inaugurarea mini-laboratorului au participat și membrii trupei Cargo. Ei sunt și ambasadorii campaniei Music for Autism 2014-2015. Ne bucurăm pentru că am putut să punem umărul, să ajutăm copiii ăștia care au atât de multă nevoie de ajutor. Și cu ocazia asta am și descoperit niște oameni care pe cale de dispariție. Ce poți să vrei mai mult? N-am stat o secundă pe gânduri, ne-am implicat din primul moment și sperăm să o facem și în continuare. Mini-laboratorul de cofetărie-patiserie a costat aproximativ 10.000 de euro. Banii au fost strânși cu ajutorul concertelor realizate în cadrul campaniei Music for Autism, care a debutat în toamna anului 2012.